Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Food Draft. Hai să vedem ce reușim să facem un episod de azi, să sperăm că va fi un meci bun și, da, am văzut că vă plac, că dați destul de multe like-uri la această serie, astfel încât că n-am de gând să o închid. Și hai să vedem dacă putem să strângem și de data asta vreo 5 like-uri, dacă putem. Ar fi super și hai să vedem ce reușim să facem. Am mai zis eu asta odată. Așa. Îl bag bă de Brian. Și azi am și un mic subiect cam foarte bun, zic eu. Și anume cel cu documentarele. Am văzut că vă place mult seria documentare și am văzut că poate, na, vă ajută și pe voi. Și sper totuși să vă ajute, pentru că eu nu fac așa documentare, de exemplu, dacă nu vă ajută și pe voi. Pentru că da, până la urmă, asta e treaba mea. Dar nu. A, Bale. Bale, băgăm aici, aici. Așa. Și poate putem să... și da, am de gând să fac deja să-l pun la serii care le voi face. Așa că va fi mai bine. Căci, de exemplu, știți că într-un episod am zis ce am de gând să organizez. Așa că, da. Cred că Iniesta-l văd aici. Nu. Bine, să nu-i deloc aici am de folos. Oh, perfecta. Bun. 90 de asta. Ok. Și da. Altceva ce ați mai vrea să fac. Am de gând să pun niște noi serii. Așa o să fie mult mai frumos, aici mult mai fain. Dar încă nu am, de exemplu, o idee despre ce să fac. Iar am pierdut un meci. Așa că aș vrea să-mi lăsați în comentarii, de exemplu, un joc la care vouă vă place și eu o să-l fac. Ideea e numai să-l și știu, sau o să știu măcar să-l joc. Pentru că dacă nu știu, vă dați seama că n-are rost, de exemplu, să filmez numai ca să vă arăt, de exemplu, dacă e cu meciuri să pierd. Așa că n-am. Dar tot trebuie să-mi spuneți că, de exemplu, o să postez totuși episoade și n-am. O să încerc pe parcurs să fiu cât mai bun la joc, dacă o să fie fain, o să fie. Dacă nu, nu, și așa o să fie. Lewandowski și Hazard. Toggle 79. Ăsta e bun. Locului de Rossi. Bun. Și cred că mai trebuie să iau un jucător din atac. Vidal e bun. Bale. Perfect. Nu e bun aici Bale. Aici Leno. Nu. No. Da, că-l pun pe Bale. Că decât să am pe cineva în minus, mai bine fac așa. Și da, oh, perfecta. Lewandowski. Perfect. Unii dintre atacanți. Perfect. Este perfecta. Pur și simplu perfect. Da, dar totuși cald și na. Mi s-a stricat aerul condiționat, așa că nu prea nici nu știe ce, dar Isco. Da, am dat un pic drumul, am dat un pic deschis geamul până că n-ai mai rece. Hai să vedem. Hai. Bă, serios. Na, măcar am mai dat un gol, aveți. Hai să mai facem încă unul, după aia voi încheia acest episod. Godin.
Și da, cred că am de gând, am zis deja că am de gând să filmez și pe calculator, da, atunci nu o să mai fie episoadele atât de scurte, astfel încât că veți avea să vă uitați mai mult. Că cel mai mare l-am făcut de 11 minute și n-am, mie nu mi se pare mult. E cam cât un meci de pe calculator de Sky Giants. Da, na. Andrews. Și eu uneori m-am întrebat și că dacă poți să faci promovări la unii care sunt chiar mai populari ca tine. Asta ar fi într-un fel și amuzant, adică să vezi pe unul cu un abonat care îi face promovare la, cine știe, la unul cu 50 de, cu 50 de mii de abonați. Perfect. Oh, și Soasent până aici. Perfect. Hai să vedem acum. Mai stai să umplăm pe aici. Loris. Philip Lewis. Ăsta. Close. Alves. Menez. Benzema. Aguero. Ah, dacă l-am pus pe Benzema, îl pun aici. Și pe ăsta pe Alves, îl pun aici. Perfect, sim draft. Acum sim draft, hai să vedem dacă acum îi bat pe ăștia. Hai, 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 hai. Hai, Ronaldo, un gol de la tine, că tu reprezinți echipa. Bun. Poate reușim să facem o victorie. Deși... bun, bun, bun! Mamă, ce scor strâns a fost cu Argentina. Hai să vedem cu Netherlands. Parejo, bun. Așa, finala cu Franța. Portugalia-Franța. Perfect! Hai să vedem. Deci se pare că am făcut prima noastră victorie când am filmat. Deci să vă spun, eu când nu filmez, am un noroc de de nu mai câștig, atâta fac. Nu mai câștig atâta, dar na. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul like. Cred că mai o să vedeți azi și un experiment zi. Și poate, nu știu, am văzut că la Five Nights at Freddy's n-ați dat niciun like aproape, așa că o să închid direct seria pentru că na. Nu o să o închid totuși, dar va trebui să strângem mai multe like-uri ca să pot să o refac, dar na. Până atunci, eu am fost Tudor și noi ne revedem tot azi cu un nou episod. Ciao!